Vroia să-și pregătească și am auzit-o așa o... Vroia să-și iei chiar pistol de apărare. Eu spun, Dan, tu ce? De, pentru ce? Mama, aici sunt oameni foarte mari. Eu vreau să fiu ca să mă pot apăra, nu pentru altceva. Dan Tomaș este feciorul meu. De multe ori venea ultimul timp de la serviciu, venea foarte supărat. Te vorbeam ceva, era puțin mai nervos, mai agitat, mai față cum era mai înainte. Îmi spunea, mamă, te rog frumos, închide ușa și sus și jos. Și eu spun că am încuiat, am închis și sus și jos. El oricum se întorcea înapoi și se uita, am făcut bine sau nu. Eu mă întrebam, ce se întâmplă? De ce trebuie să încuiem? Noi suntem doar oameni simpli, nu suntem, n-avem nimic să ascundem sau să avem frica cuiva mai clar să fie. Și el spune, mamă, aici e legat de foarte oameni, nu spunea oameni mari, dar spunea de oameni mari, 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 tot e legat de sus. Și eu nu înțelegeam care e pricina. El îmi spunea, mai așteaptă puțin, o să-ți spun puțin mai târziu, încă puțin și... Și atât. Ați observat gânduri suicidale? Au mai fost tentative de suicid? Nu. El și-a procurat câteva zile, s-a procurat, a plătit abonamentul la sală, s-a ocupat cu sportul. S-a procurat din călțat pentru sport, îmbrăcăminte, chiar scurtă pentru serviciu, o scurtă neagră, spune, eu trebuie să fiu clasic îmbrăcat, eu n-avea el planurile astea, el avea mari planuri pe viitor. Am înțeles că vroia să vă stabiliți cu toți în Germania. Eu aveam așa gânduri, dar... Nu chiar rapid, aveam să vorbea lucrurile toate. Îl amenința cineva, v-a spus? Da, a avut amenințări, el a avut probleme cu domnul Nicolae Pașa. Chiar și a spus la prietena lui, i-a spus că Dan trebuie să teamă toată viața de el. A fost amenințări și pe telefon, pe numere din altă țară. Și mereu el avea frică, se ducea la balcon și vedea o mașină neagră, mereu spunea ce stă mașina acolo. Chiar odată mergeam pe drum și spunea, el s-a oprit și a strigat, tot așa mașină închisă, neagră. Și spunea, ce vrei tu, ce mergi tu din urma mea? Domnul n-a spus nimic. V-a spus numii, cine sunt oamenii acestea mari, mari, mari? Nu, numii n-am auzit în afară de domnul Pașa, dar a spus că e legat de partid, de un partid. Dar nu, nici eu nu i-am dat întrebarea, dar nici el nu mi-a spus de care partid. Nu v-a spus de ce nu partid. M-a spus de oameni mari, nu mari, mamă, dar mari, 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 de la partid. Ușile, la oara 6-7, nu trebuie să ieșiți. El singur venea, era mereu de vremea acasă, da? Era mereu așa agitat, mereu parcă avea o frică mare. Și eu îmi spuneam, cine suntem noi ca să... Și vorbește, spune, și fel de oameni de partid, cine noi suntem ca să ne urmărească cineva, ca să ne facă vreun rău. Suntem oameni destul de simpli.